Astăzi, 4 noiembrie 2020, urmare a ordinului emis de prefectul județului Bacău, numărul 444 din 30.10.2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Urecheș pentru data de astăzi, 4 noiembrie 2020, ora 12, întrucât din numărul total de 13 consilieri, stabilit prin ordinul domnului prefect al județului Bacău 2251 din 14 iulie 2020, pentru Consiliul Local al Comunei Urechești, au fost validate mandatele unui număr de 12 consilieri locali, sunt astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 12 consilieri locali, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Onești, sunt prezenți un număr de 12 consilieri locali, de pentru care nu absentează nimeni. La ședința legal constituită participă primarul a cărui alegere a fost validată, domnul Talabu Nicolae, a cărui procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu a Judecătoriei Onești. De asemenea, la lucrările acestei ședințe participă și alte oficialități, domnul senator Daniel Ferechiu, deputatul Dorița Lupu. Da, și doamna deputat. Mulțumesc. Domnule secretar, dacă vă rog. Puteți să continui, puteți să... Mulțumesc. În primul rând, ne ridicăm în picioare pentru intonarea imnului național. Mulțumesc, domnule secretar general, pentru introducere. În conformitate cu prevederile articolului 116, alineatul 4 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificări și completări, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. De datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Angheluța Alexandru, născut la data de 8-11-1956, iar cei mai tineri consilieri ales sunt domnul consilier Dumitru Nicolae, născut la data de 18-6-1988, și doamna consilier Fera Ramona, născută la data de 20-5-1990. Toți fiind invitați alături de mine, acolo unde sunteți deja așezați, să conducem ședința. Domnule președinte, dacă citiți cele două puncte de pe ordinea de zi, vă rog. Le-ați dat? Da. Cele două puncte de ordinea jurământului. Da, vă mulțumesc pentru... Declinarea jurământului. Asta două. Deci, vă mulțumesc pentru încrederea acordată și dau citire ordinii de zi în această ședință. La punctul 1 avem depunerea jurământului de către consilierii locali, declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Onești, în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Urechești. Și la punctul 2 avem depunerea jurământului de către primarul Comunei Urechești. Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la primul punct. Depunerea jurământului de către consilierii locali, declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Bacău, în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Urechești. Și rog, domnul
și Chindiel Cristinel, secretarul general al Comunei Orișul, să prezinte încheierea pronunțată de judecătoria Bacău, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali declarați aleși. Mulțumesc, dispoziția dumneavoastră. Prin încheierea 1967 din 21-10-2020, pronunțată în dosarul 4625/270/2020, judecătoria Onești a dispus, în temeiul articolului 114 din Ordonanța de Urgență numărul 57, validează mandatele candidaților la Consiliul Local al Comunei Urechești în următoarea ordine. Lungu Dumitru Viorel, Dragă Luminița, Fera Ramona, aleși pe lista Partidului Național Liberal. Drăgoi Irina, Constantin Petruț Narcis, Căițeanu Ionel Daniel, aleși pe lista Partidului Uniunea Salvați România. Andrei Gheorghe, Dumitru Nicolae, aleși pe lista Partidului Social Democrat. Stoica Neculai, Alingheluța Alexandru, aleși pe lista Partidului Mișcarea Populară. Stan Ciudan, Prisecaru Vasile, aleși pe lista Partidului Neamul Românesc. Invalidează ca urmare a declarației de renunțare mandatul domnului Talabă Nicolae, ales pe lista Partidului Național Liberal. Prezenta se comunică secretarului general al Comunei Urechești, prefectul județului Bacău și candidaților a căror mandate au fost invalidate. Cu drept de apel în 3 zile de la comunicare, care se va depune la judecătoria Onești. Dată în cameră de consiliu, pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței azi, 21-10-2020. Mulțumim. Acum o să invităm pe domnul consilier să depună jurământul. Domnul președinte va striga fiecare consilier în ordine alfabetică, urmând ca fiecare dintre dumneavoastră, aici în fața Bibliei și a Constituției, să puneți mâna pe ambele, mâna stângă, citiți jurământul, doar jurământul, jursă, și la sfârșit semnați cele două jurăminte, unul rămâne la dosar de pontifică și unul va rămâne la dumneavoastră. Domnul președinte, vă rog să invitați, iar asta ne ridicăm în picioare. Cumva un fost ca să... Mâna pe Biblie. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puteri și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Urechești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Facem vreo prostie aici, ca să iasă treaba cu mâna stângă, da, se agăța de... Numărul 2, Angelus Alexandru. Haideți aici. Așa, și mâna stângă, vă rog, da? Mâna stângă. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Urechești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorul Comunei Urechești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Urechești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Aici.
citiți un exemplar. Mulțumesc. Mulțumesc, dragă Luminița. Mâna pe Biblie, vă rog. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Urechești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Irina. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Urechești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și asta cred că nu. Mulțumesc. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Urechești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Aici. Da. Mulțumesc frumos. Piera Ramona. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Urechești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Urechești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Urechești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Urechești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Mulțumesc. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Urechești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Având în vedere că s-au respectat prevederile ordonanței de guvern numărul 57/2019 privind alegerea Consiliului Local, și faptul că au depus jurământul toți cei 12 consilieri prezenți, declar Consiliul Local al Comunei Urechești constituit. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Domnul președinte, vă rog, dacă îl citiți. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Urechești. Da, mulțumesc. Am să citesc validarea. Puteți să luați loc. Dosarul numărul 4624/270/2020
instanță admite sesizarea formulată de biroul electoral de circumscripție numărul 90 al comunei Ureche, județul Bacău, în baza articolului 149, aliniatul 1 din ordonanța de guvern numărul 57 pe 2019, validează mandatul pentru funcția de primar al comunei Urechești, județul Bacău, obținut de domnul Talabă Nicolae, candidatul formațiunii politice Partidul Național Liberal. Domnule primar, vă invităm să depuneți jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Urechești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Trebuie să rămânesc cu masca. Da, nu mai. Să portam sănătos, cu putere de muncă și la multe mandate de acum încolo. Aveți cuvântul, domnule. Crește, domnule. Mulțumesc, domnule. Plasă! Domnule subprefect, dragi parlamentari, dragi colegi, am onoarea ca astăzi să depun jurământul în calitate de primar. Deja l-ați depus. Sau deja l-am depus. Chiar dacă nu sunt la primul mandat, mă încearcă emoții. Sunt firești, pot spune următorul lucru. Așa cum marea majoritate mă cunosc, sunt un om deschis, principial, respectuos, deschis, care va ști să facă echipă cu toți cei care doresc să conlucreze cu mine pentru binele comunității urechești. Nu am interese ascunse sau personale. Vreau, prin acest mandat, să marcăm prezența noastră, pentru că vreau să vă mai spun încă o dată, va fi un mandat intens, cu foarte multă muncă, un mandat care presupune un salt al comunei Urechești vizibil. Sunt în lucru o serie de investiții pe canalizare, pe drumuri. Sper din tot sufletul, cu ajutorul Partidului Național Liberal, și aici domnii parlamentari pot să-mi dea, să spunem, garanția că va fi așa, proiectul de gaze. Eu, în ceea ce mă privește, mi-am făcut treaba. Aștept doar momentul în care ni se dă verde la finanțare. Voi continua să investim în sănătate, în învățământ, în mediu și voi fi deschis la orice idee pozitivă, constructivă, inteligentă, deschisă, indiferent de coloratura politică a fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc pentru că ați avut, domnilor parlamentari, domnule subprefect, ați avut timpul și răbdarea să vă alocați comunei Urechești astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, cei care sunteți aici, și aștept cu răbdare să facem treabă împreună. Vă mulțumesc! Dacă vezi. Acum puteți, dar vă grăbiți două cuvinte pentru domnul primar, pentru Consiliul Local.
stimați colegi, domnule primar, onorată asistență, stimați invitați, mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Doresc să vă comunic că parlamentarii PNL de Bacău sunt alături de domnul primar și vă mulțumim foarte mult pentru rezultatele obținute, pentru că, așa cum știm cu toții, nu toți primarii au reușit să obțină această bătălie, ca să spunem așa, și noi vă suntem alături, ceea ce înseamnă că rezultatul înseamnă că dumneavoastră ați depus multă seriozitate, conștiinciozitate, foarte multă muncă alături de echipa pe care v-ați constituit-o și construit-o. Cred că rezultatele dumneavoastră din mandatul anterior și-au spus cuvântul. Așa cum este normal și firesc și fiecare, cred că vă dorește numai urări de bine, vă doresc și eu la rândul meu mult succes, să dezvoltați cât mai mult comunitatea și vreau să subliniez faptul că în mine veți avea întotdeauna un sprijin după puterea și priceperea mea în condițiile atât cât ne permite legea. Și cu referire la proiectul de mare amploare pe care partidul PNL vrea să îl pună în vigoare, și anume gazele naturale, noi susținem, vă suntem alături, sunt fonduri, numai că trebuie să facem echipă și să ne dorim cu adevărat cu toții acest lucru în implementarea de proiecte și atragerea fondurilor europene. Vă mulțumesc foarte mult, îmi cer mii de scuze, la Bacău avem o altă întâlnire și trebuie să mergem și acolo. Vă mulțumesc mult! Dragi colegi parlamentari, domnule subprefect, domnule primar, domnilor consilieri locali, pentru mine aici este un loc special, pentru că astăzi eu nu consider că particip la depunerea jurământului unui primar al Partidului Național Liberal, ci la depunerea jurământului primarului meu de suflet, omul care mulți ani a fost alături de mine. Știu, domnule primar, că n-a fost mandatul dumneavoastră preferat ăsta, că ați fi vrut să faceți mult, mult mai multe și că 3 ani cu guvern PSD nu v-a permis lucrul acesta. V-ați bătut foarte, foarte mult în ultimul an. Am încercat să facem lucruri împreună. Ați reușit destul de multe și vă felicit pentru lucrul acesta. Pe de altă parte, mă bucur foarte tare că avem în sală consilieri tineri, o largă reprezentare a partidelor politice aici la Urechești, ceea ce vă va ajuta pe dumneavoastră să vă puneți în aplicare toată dibăcia și diplomația, astfel încât să puteți lucra bine cu acest Consiliu Local. Sunt absolut sigură că și dumneavoastră și Consiliul Local veți promova proiecte îndrăznețe, proiecte bune pentru locuitorii acestei comune. Vă doresc mult succes, vă felicit, domnule primar. Evident că nu mai este cazul să spun că vă vom sprijini cu toții, dar dumneavoastră sunteți o persoană foarte puternică și foarte pricepută și vă veți descurca cu siguranță să aveți un mandat foarte bun. Succes, domnilor consilieri! Sper să aveți și dumneavoastră suficientă diplomație să înțelegeți că cu calm, cu înțelepciune, cu pricepere veți trece peste toate
eu știu, neînțelegerile care apar atunci când e o diversitate politică mare în Consiliul Local și vă veți gândi că sunteți consilierii aleși pentru binele acestei localități. Să aveți o zi minunată! Doamna Ciosu Cătălina, din partea PNL, mă rog. Bună ziua! Stimați invitați, în altă instanță, domnule prefect, domnule primar, vă mulțumesc pentru invitație. Eu sunt candidata de pe locul 2 la Camera Deputaților din partea PNL. Sunt la un început de drum destul de ambițios și vă garantez că eu voi susține toate proiectele din partea dumneavoastră acolo în Camera Deputaților. Vă voi sprijini cu tot ce pot. Sunt un om pregătit și competent, consider, și voi folosi toată experiența pentru a aduce la bun sfârșit toate inițiativele. Vă asigur de colaborarea mea, indiferent de diversitatea politică din cadrul Consiliului Local. Vă încurajez să colaborați pentru binele comunității. Asta este interesul tuturor. Avem cele mai bune intenții în sensul ăsta. Vă doresc succes, putere de muncă, răbdare, cu tact și inteligență, pentru binele comunității, noi vă vom sprijini. Mult succes! Domnule deputat, în urmă. Preacucernice, părinte, sper să nu greșesc, da? La ziua, respect. Doamna deputat Dorița Lungu, distinși și consilieri ai comunității din comuna Urechești, domnule subprefect, domnule primar, dragă Nicule, în astfel de momente, și dacă n-ai avea cele mai bune intenții, toată lumea folosește cuvinte frumoase. Eu nu o să vă spun nimic din ceea ce se spune în astfel de momente. Eu voi vorbi cu omul Nicolae Talabă, un om cu care mă cunosc de peste 20 de ani. Îmi vine minte, domnule primar, așa uitându-l la dumneavoastră, deși încă sunteți tânăr, să vă privesc ca pe înțeleptul casei, înțeleptul satului, înțeleptul acestei localități. Ați fost, sunteți și veți fi un om înțelept. E adevărat, după o bătălie electorală, nu-mi spuneți mie cam ce e în sufletul meu, deși întotdeauna am fost în prima linie a oricărei bătălii politice, dar din momentul în care s-a terminat bătălia, primul lucru pe care îl faci este să recunoști ceea ce, dacă n-ai alte argumente, să recunoști ceea ce spune, ceea ce a citit domnul subprefect, hotărârea instanței. Și eu, la rândul meu, deși am fost coleg de facultate cu actualul președinte al Consiliului Județean, l-am sunat și am urat succes, așa e civilizat și normal. Așa trebuie să se întâmple într-o țară democratică. Veți vedea că și în războiul acesta Biden-Trump, când lucrurile se vor termina, la un moment dat va exista un moment în care, mai cu dinții strânși, mai cu durere în suflet, mai cum e, se va spune, domnule, felicitări. Asta e viața. Poporul decide, se validează și la treabă. Acum să știți că nu vă dau eu sfaturi dumneavoastră, deși vă spun cu mâna pe inimă, e o localitate care m-a interesat în permanență și mă interesează foarte mult. Acest spațiu frumos în care suntem astăzi aici și care, spre cinstea dumneavoastră, tuturor locuitorilor din comuna Urechești, s-a întâmplat să fie mandatul domnului Talabă. Dacă ar fi făcut această investiție, ar fi fost făcută, știu eu, era primar, la același lucru îi spuneam. În țara asta românească, pe lângă lipsa de dialog, ducem și lipsa spațiilor frumoase, curate, atrăgătoare, în care să putem să ne întâlnim, să discutăm. Acest centru multifuncțional aparține locuitorilor comune și îmi pun întrebarea, eu un copil de la țară, din comuna Secuieni. În satul meu, căminul cultural construit acum 100 și ceva de ani a fost furat bucată cu bucată, șipcă cu șipcă, cărămidă cu cărămidă. Și dacă dorești să te întâlnești, chiar dacă e satul îmbătrânit, ai nevoie de un loc în care să te întâlnești într-o casă particulară.
sau să închiriezi, nu știu, un restaurant care la mine în sat nu există. Trec, fără cu riscul de a nu vă plictisi, trec pe lângă acest loc de un morman de molos și pun întrebarea: ce i-a determinat pe concetățenii mei din sat? E adevărat, niște persoane certate cu legea, din păcate. Dar în acel moment când s-a distrus acest obiectiv, era un primar de o altă culoare politică, nu era din partidul meu, n-are nicio treabă una cu alta. Avem în mintea noastră, ca români, din păcate, o spun, și instituția distrugerii, dacă se poate spune așa. A anulării ceea ce s-a făcut înaintea noastră și dorința de a începe ca și cum lumea ar începe doar cu noi. Și de aceea, după modelul, nu este o forțare de notă, mă urmărește părintele să nu pună o notă proastă la educație civică, de aceea în istoria României au rămas voievozii care au avut domnii lungi. Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că dacă luăm cărțile de istorie și le studiem, foarte mulți dintre ei au fost bine intenționați. Nu toți sunt așa cum i-am învățat noi în cărțile de istorie, că au fost numai cu rău. Dar când să rămână o mănăstire, când să rămână o biserică, când să rămână un obiectiv, dacă el era domnitor un an, doi, după care îl vindeau cei din jurul lui, și venea altul. De aceea ne-au rămas exemple în istorie cu domnitori, cu domniile lungi. Ștefan cel Mare, Petru Rareș, mă refer la Moldova, Vasile Lupu, Brâncoveanu, Muntenia, sunt oameni care au construit, dar au avut și timpul fizic să o facă. De aceea și la noi în județul Bacău, și vă invit, dragi consilieri, să studiați un pic, nu vă dau lecții eu dumneavoastră, dar e bine să știm în ce județ ne aflăm. Acolo unde au fost primari cu 2-3 mandate bine intenționați, a mai rămas ceva unul. Nu ai timp. În 4 ani de zile abia scrii proiectele. S-a reușit în multe localități să piardă mandatul un primar, indiferent de culoare politică, după care următorul care a venit așa cu un aplomb puternic și a intrat cu o forță, pentru că deja lucrurile erau făcute. În comuna Urechești s-au făcut lucruri foarte bune. E loc întotdeauna de a face mai mult. Ca să rămână pe hartă și populată această localitate, trebuie să fie dezvoltată economic. Indiferent cât v-ar scrâșni dinții și orice părere ați avea despre domnul primar Talabă, că a făcut sau nu a făcut, că e bun sau nu e bun, 4 ani de zile, doar glonțul, ferească Dumnezeu, și e o figură de stil aici, sau dacă nu-l ține Dumnezeu sănătos, este primarul a încă 4 ani de zile ai comunei Ureche. Știu de ce fac această afirmație. Dacă vreți să înceapă lumea cu dumneavoastră, cei care sunteți la primul mandat, poate să înceapă. Și poate să înceapă frumos. Constructiv. Aveți înțelepciunea de a vă rezolva problemele în curtea dumneavoastră. N-am nicio îndoială că Nicu e un om diplomat, va discuta, se va consulta. Întotdeauna dialogul, oricât de mult ar obosi, e mult mai sănătos decât a distruge și a scoate în afară hainele murdare. Orice comunitate trebuie să-și găsească drumul din interior. Și cu riscul încă o dată de a vă plictisi și de a nu-mi respecta cuvântul de a vorbi puțin, vă spun așa. Sunt 80 de miliarde de euro astăzi la dispoziția României din partea Comisiei Europene. Există proiecte ambițioase ale Guvernului României. Astăzi este liberal. Mi-aș dori să fie și mâine și poimine și 4 ani de zile. Dar nimeni nu este profet să spună cât timp va rezista sau se va întâmpla să fie. Dar Urecheștiul rămâne aici, România rămâne tot în locul ei, aceste fonduri trebuie aduse în comunitatea dumneavoastră. Aveți acest proiect cu gazul care este pornit. Este vital să fie pus în aplicare. Mai aveți și alte proiecte care au fost începute. Dați-vă mâna cu toții. Și, așa cum îl știu eu pe domnul Talabă, nu va refuza, pentru că nu e, dacă era un pic mai
altfel decât îl știu eu, se întâmplau lucrurile în altă formă. Fiecare dintre noi, în momentul în care ai trecut printr-o etapă dificilă din viață, îți găsești și răspunsuri. Și unde ai greșit și ce trebuie să faci. Dar din acest moment, aveți 4 ani în față în care nu mai este nicio rundă de alegeri. Se termină parlamentarele în decembrie și indiferent ce rezultat va da, vor fi de la aceste alegeri, dumneavoastră, consilierii și primăria Urechești, aveți 4 ani în față în care puteți construi. Vă îndemn să construiți. Eu nu îmi iau niciun fel de angajament, pentru că în puținul mandat cât a mai rămas de o lună de zile, cred că am făcut ce trebuia făcut, au fost puse pe aceste investiții, au fost puse pe făgaș. Chiar astăzi în Bacău este reprezentantul Ministerului Dezvoltării și directoarea Companiei Naționale de Investiții. Am întins un pic discuția, dar am vrut neapărat să spun aceste lucruri aici, pentru că țin enorm de mult la această comunitate a noastră și pentru că am învățat și eu, la rândul meu, politică împreună cu domnul Talabă. În pomul plin de roade, toată lumea dă cu pietre, dar are și în cine da. Domn primar, capul sus, spor la treabă. Și să știți că eu uitam așa, uitând, măturând cu privirea sala, cred că veți găsi o formulă prin care, că ar fi mare păcat că trece trenul prin gară și comunitățile care fac proiectele rapid, cele care le-au depuse la timp, cele care dau voturile în Consiliul Local cum trebuie să nu se pierdă timp. E o cursă contra cronometru, dragi colegi și consilieri. Dacă la Urechești vă veți certa și la Ștefan cel Mare se aprobă cât mai rapid o documentație în Consiliul Local, cine depune primul, ăla ia mare. Succes! Și mult, mult, Doamne, ajută numai bine! Numai puțin, stați puțin, stați să ne înțelegem. În primul rând, vă țineți masca, vă rog foarte mult, da? Și aveți dreptul să aveți dumneavoastră un cuvânt, sigur. Domnul președinte. Da, asta vreau. Dar domnul președinte, poate să vă spun. Da, vă rog. Ce faceți cu firma lui domnul Lazar care a luat trebuia să termine asfaltarea la Urechești și a plecat după Lazar? De anul trecut. Când revine înapoi domnul Lazar să termine ce a început? Că a spus că PSD-ul 3 ani de zile n-a făcut nimic. Am purtat. Deci, dacă nu aducea asta, eram și eu liniștit. Îl știți pe domnul Lazar, domnul Cumătru? Răspunsul îl dau imediat. Da. Deci, unul, licitațiile și adjudecările de lucrări se fac în mod public și transparent. Și dacă aveți dumneavoastră o altă informație legată de vreo societate, indiferent de cine este condusă, adresați-vă organelor competente pentru acest lucru, să o faceți, că aveți dreptul legal. 2. Nu trebuie să dau răspunsuri pentru nicio persoană, indiferent pe cine. Eu cunosc foarte multă lume și pe dumneavoastră ar trebui să vă cunosc bine. Da? Deci, cunosc foarte multe persoane în această țară și în acest județ. Nu trebuie să dau eu răspunsuri la astfel de lucruri. 2. Aveți posibilitatea să vă adresați celor care au căderea să rezolve aceste probleme. 3 legate de... Eu n-am rostit acest cuvânt care, vă spun sincer, nu mă cântă enorm de mult PSD. N-am rostit acest cuvânt astăzi deloc. Nici de 3 ani. Dacă l-aș fi rostit, eu aș fi spus 30 de ani de PSD în județul Bacău a fost un dezastru, dar eu n-am spus nimic astăzi de PSD. Dacă doriți un dialog cu mine, îl putem purta oricând. În schimb, cred că este un moment solemn, inteligent, elegant, decent astăzi, în care, așa cum v-am spus, nu mă provocați să spun ceea ce nu vreți să auziți, distinse domn. Am venit cu cele mai bune gânduri, cu cea mai bună intenție, respectându-vă pe dumneavoastră, în primul rând, consilierii, pentru că cu domnul Talabă, după ce spun ușă, suntem prieteni, putem vorbi oricât. Și vă urez mult succes. Am să fac o completare.
Dar îmi cer scuze, noi va trebui să plecăm la Bacău și... Deci nu avem o ședință de Consiliu Local acum, foarte mult, da? Tot timpul, dar domnul primar a auzit că trebuie să vrea. Nu, foarte, foarte scurt. Da. Deci lucrările le-am stopat eu, având în vedere faptul că că este în implementare canalizarea și în mod obligatoriu trebuie să trecem cu conducta, să nu avem surprize, pentru că nu pot să trec cu asfaltul până când nu rezolv problema cu conducta pe traseele care face obiectul proiectului. Ca să înțelegeți, da? Da. Deci. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi, mă numesc Isecaru Vasile, sunt al treilea mandat și consilier local. Acum am candidat cu colegul meu, Stan Ciudan, la un partid foarte, foarte nou și am dovedit că pot să reușesc să mai iau un mandat. Și mulțumesc tuturor cetățenilor cu această ocazie. Nu am vrut să intervin ce a spus colegul cu drumul, dar domnule primar, dumneavoastră vreau să vă spun. Știu, nu este momentul aici în această sală pentru fii de solemnitate. Avem tot timpul, în 4 ani, liniștiți să discutăm, dar nu este adevărat, pentru că dumneavoastră n-ați oprit lucrările pentru că ați inițiat canalizarea, știți de ce. Firma care a câștigat licitația nu și-a făcut treaba. Și asta o știți că am discutat în 2 mandate. Bun, aici cu asta m-am oprit. N-am vrut să spun, dar îmi pare rău, trebuie să spun. Asta sunt eu. A subliniat doamna deputat, aici da, am văzut, totul e de la PNL, nu există de la PSD, nu există de la USR, nu există de la PMP, noi nu suntem partid parlamentar, nici nu știu dacă o să fim, asta e. În discursul dumneavoastră, doamna deputat, ați enumerat mai multe probleme. Și chiar și cu majoritățile, pentru că ne-ați povestit, aici ne-ați sugerat sau așa ceva ca domnul primar să strângă o majoritate pentru că nu a făcut majoritatea dânsul, are doar 3 consilieri deocamdată aleși, ați văzut, urmează și al 4-lea pentru că dânsul trebuie să cedezi, așa e corect, adică așa e bine. Majorități, doamna deputat și stimați colegi, a avut din 2004 11 consilieri, 13, 12 consilieri, 9 consilieri, deci tot timpul majorități. Proiecte referitor și la proiecte. Deci putea să facă totul. E la 6-lea mandat, nu e la primul sau la al doilea. Putea să facă totul din lucru. A fost și PME. Întrebare. Deci majoritate, deci nu a fost ales covârșitor, doar cu 29% dintre alegători, ceea ce e foarte puțin. Da, asta e legea, asta e. Nice. A fost și candidați ca mulți. Domnule subprefect, dacă tot dumneavoastră a spus în Mă opresc. Da. Datorită faptului că am fost aleși 12 consilieri validați, Comuna Urechești, conform numărul de locuitori, are dreptul la 13 consilieri. În perioada asta, cât va dura până când supleantul va prelua, va depune jurământ cum am depus noi azi, se vor alege vice, se va alege vice, comisie, cum e legal, în perioada asta, nu știu cine o hotărăște, care este perioada? Instanța. Că e o săptămână, că e 10 zile. Cât mai devreme. Da. Ce se întâmplă cu... Pentru că din momentul când actualul, de fapt nu mai este, din momentul depunerii jurământului, viceprimar nu mai este, nici consilier local, automat nu mai e nici viceprimar, ce se întâmplă în perioada asta? Din punct de vedere administrativ. Administrativ. Deci oficial primarul, pentru că a fost deci, jurământul dusul și intră în dreptul începând de astăzi, da. Așa conform jurământului, iar viceprimarul își va intra în pâine după următoarea, deci când veți primi nou viceprimar, că atunci când vedeți să începe. Așa, da, așa. Și ce se întâmplă în perioada asta cu începând din A cui? A viceprimarului? Primarul. 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 Da, sigur că da. Primarul. Noi vom da ordinul de prefect cu numirea dânsului imediat după această ședință când primim procesul verbal. Și în momentul acela dânsul, când are ordinul, va semna documentul oficial pentru care are acest drept. Până la numirea viceprimarului, când iarăși e altă discuție. Și ce se întâmplă cu viceprimarul care nu mai este în momentul păi nu mai este, dar preia dânsul toate atribuțiile. Da? Așa cum spune de și legea. Că predă mașina, predă tot și îi predă până când poate veni celălalt sau cum sunt. Deci noi verificăm la instituția prefectului, am înțeles. La instituția prefectului noi verificăm legalitatea
dispozițiilor și a hotărârilor de Consiliu Local. Dispoziție primară și hotărârile de Consiliu Local. Când acestea vor veni la noi și dacă noi sesizăm că sunt probleme legale, atunci ne sesizăm. Dacă nu... Deci acum e o problemă chiar legală. Deci în momentul când... Dacă sunteți de acord să intrăm mai în probleme, putem discuta și după ședință. Dacă sunteți de acord. Îl avem pe părintele care și dânsul vrea să facă o rugăciune, da, tot pentru dumneavoastră și pentru noi de altfel. Mulțumesc. Părinte, vă rog. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești toate împinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vină și te sălășulește într-un noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte văr de moarte, minește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte văr de moarte, minește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte văr de moarte, minește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăimii, minește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine că neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, minește, Doamne, minește, Doamne, minește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu toții spunem: Tatăl nostru care ne ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Îndurate, Doamne, bunule și iubitorile de oameni, care prin îndurerile Tale ai trimis pe unul născut Fiul Tău în lume, ca să rupă zapisul greșelilor asupra noastră și dezlege toate legăturile celor legați de păcate și să propovăduiască celor robiți Tare însuși, Stăpâne, și pe robii Tăi aceștia. Liberează-i cu bunătatea Ta de legătura ce este pusă asupra lor și le dăruiește să se apropie fără de păcat în toată vremea și în tot locul, cu îndrăznire către slava Ta și cu cuget curat să ceară de la Tine mila Ta cea bogată. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să vă ajute Dumnezeu, vă felicităm pe toți și vă dorim să aveți o conlucrare frumoasă. Așa să vă ajute Dumnezeu. Domnule președinte, vă rugăm să închideți ședința. Domnului primar, domnilor consilieri, prevederile codului administrativ cu privire la depunerea declarațiilor de avere și regimul de incompatibilități, respectiv conflictul de interese. Domnule primar, domnilor consilieri, reglementările referitoare la obligațiile aleșilor locali cu privire la depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în conformitate cu prevederile codului administrativ, respectiv articolul 229, declarația de interese și declarația de avere. Aleșii locali au obligația să întocmească, să depună și să actualizeze declarații de avere și declarații de interese în conformitate cu prevederile legii 176/2010 cu modificările și completările ulterioare. Legea 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea și exercitarea funcțiilor și demnităților publice pentru modificarea și completarea legii 144 din 2007 privind înființarea și organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și modificarea și completarea unor acte normative, prevede. Articolul 1. Dispozițiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane care au obligația declarării averii și intereselor. În speță aleșii locali, primarul. Și în mare, în concluzie, trebuie să depuneți la dosar, la domnul secretar general, în maxim 30 de zile, declarații de avere și declarații de interese și, de asemenea, în 15 zile, maxim, aveți dreptul să, dacă să alegeți altă funcție publică decât cea de consilier sau să rămâneți. Important este, în maxim 15 zile, să decizi acest lucru. E rezumatul ce am zis eu. E bine, da, așa? Da. E bine așa. Și anul până la data de 15 iunie, declarațiile de avere, respectiv declarațiile de interese, se actualizează.
Acum vă mulțumesc. Deci, mulțumim invitațiilor. Dacă nu mai sunt alte probleme, se pun la vot lucrările ședinței. Nu se pune, nu? Declar lucrările ședinței închise. Vă mulțumim și vă urăm succes.